Ministerul investițiilor și proiectelor europene anunță lansarea unui apel de finanțare în valoare de 80 de milioane de euro pentru sprijinirea persoanelor vârstnice vulnerabile din România. Ghidul solicitantului Comunități de seniori sprijin pentru persoane vârstnice vulnerabile afectate de problemele locative, finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, va sprijini măsuri care urmăresc îmbunătățirea condițiilor locative ale bătrânilor vulnerabili. Ministrul Marcel Boloș a declarat că se lansează în premieră în România un pachet de servicii de îngrijire la domiciliu, care va contribui la menținerea independenței și calității vieții pentru persoanele vârstnice, astfel încât acestea să poată continua să trăiască în comunitățile lor și să participe activ la viața socială. Serviciile de îngrijire la domiciliu vor include hrănire, igienizare, îngrijire medicală și terapie, beneficiarii acestora fiind persoane cu cetățenie română cu vârsta de peste 65 de ani. În prezent, serviciile de îngrijire a seniorilor din România deservesc doar 1,3% din persoanele care au nevoie de acest tip de sprijin, iar numărul total de servicii autorizate de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu. Este de doar 259 la nivel național. Prin urmare, acest apel de finanțare va viza furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice cu venituri reduse, fără aparținători legali sau cu aparținători care nu au venituri suficiente. De asemenea, se vor ameliora situația locativă și infrastructura de locuire individuală prin adaptarea acesteia pentru vârstnicii vulnerabili. Proiectele finanțate prin acest apel vor acoperi construcția de locuințe sociale noi, reabilitarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative, modernizarea și reabilitarea centrelor de zi și furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu sau servicii medicale și terapie.